Eveniment special ieri după amiază la școala gimnazială din Comuna Lerești. La ora 17 a avut loc deschiderea oficială a cursurilor de karate tradițional la ACS Musubi Club, iar sala de sport a fost luată cu asalt de copiii dornici să practice acest sport, dar și de părinții veniți să-i susțină. Proiectul este unul cât se poate de serios, girat cu numele de o multiplă campioană europeană și mondială, sportivă aflată încă în activitate, Raluca Enache, o bucureșteancă stabilită după căsătorie în Comuna Lerești. Deschidem astăzi clubul de karate Musubi la școala generală din Lerești. În spate avem copiii care vor fi elevii mei. Îi voi învăța să fie în primul rând campion pentru viață, prin karate ei se vor disciplina. Vor învăța anumite valori, anumite principii pe care noi le perpetuăm. Nu promovăm violența, deși învățăm să ne apărăm în cazul în care suntem puși într-o situație periculoasă. Și sper să-i cresc campioni, la fel cum sunt și eu. Am venit din București în Lerești și am vrut să fac ceva aici, în comunitatea locală. Au venit copii și din Câmpul Lung, copii din prietenii noștri de familie, care m-au rugat de mult timp să deschid acest club și care sunt foarte entuziasmați. La deschidere, invitați pentru a susține o serie de demonstrații au fost copiii de la Kamido, școala de karate tradițional Camelia Vulceanu din București, medaliați și ei în competiții interne și internaționale. Noi practicăm karate tradițional, care este o disciplină în primul rând pentru trup și în al doilea rând pentru minte, da? Pentru că noi ne vom forma ca niște luptători. O să vedeți cum ușor-ușor vă veți schimba. Veți fi mai disciplinați, veți fi mai atenți, veți fi mai conștienți de ce se întâmplă în jurul vostru, veți fi mai puternici și veți fi mai rapizi. Hei, am șoran! Hei, am atenție! Ești! Ca și scop după multe, multe antrenamente ca cei trei practicanți să facă aceeași execuție în același timp. După multă muncă, fetele au reușit, sunt și campioane europene și mondiale. Ceea ce am văzut și vom vedea în continuare este o probă de Enbu, este de asemenea o probă acceptată în campionatele europene și mondiale. Este o luptă regizată care imită foarte bine kumite, partea de luptă a karateului tradițional. Ce ai intrat în această artă marțială, nu prea te mai poți lăsa și atunci ai ocazia să faci toată viața frumos ceea ce îți place.
A urmat prima lecție de karate tradițional pentru cei peste 30 de copii, care au aflat astfel tehnica strângerii pumnului, au încercat să numere în japoneză până la 10 și au efectuat deja primele mișcări tradiționale. Și strângem pumnul de la cel mai mic deget până la cel mai mare care le ferește, nu da drumul că te văd. Așa! Se zice, ce bun, acum o să învățăm să lovim corect cu pumnul, da? O mână în față și una pe șol. Cea din față este cu degetele în jos, cea de pe șol este cu degetele în sus. Sunteți pregătiți? Îi vedeți și pe colegii voștri, mă vedeți și pe mine. Și acum, mâna din față se va duce în spate pe șol, mâna din spate va veni în față. Lovitura cu pumnul se dă cu aceste două oase. Așa, pentru că dacă vei lovi așa, pumnul ți se va da peste cap, da? Hai să învățăm să urmăm până la 10 în japoneză. Ichi, mi, san, shi, shi, go, go, lo, lo, shi, shi, hachi, hachi, ku, ku, ninje, ju, ju. Mai strângem pumnii odată ca să nu uităm până data viitoare, da? De la degetul mic până la degetul mare care le învelește. Și încă o dată numărați cu mine. Ichi, ichi, ni, ni, san, san, hachi, ku, ku, ju, ju. Foarte bine. Și blocajul. O mână pe șol, până sus. Ichi, 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 ni, ni. Cel mai probabil sita va cerne, iar în perioada următoare în sală vor rămâne doar cei care își vor dori cu adevărat să practice acest nobil sport, această artă. Raluca Enache are deja stabilit programul perioadei care va urma, însă ușile sălii de sport de la școala gimnazială din comuna Lărești vor rămâne deschise pentru toți cei care vor să practice karate tradițional. Dragi părinți, mulțumesc pentru încredere! Programul nostru se va desfășura în două grupe, pentru că, după cum vedeți, suntem destul de numeroși. Prima grupă va fi luni și miercuri, de la ora 17 la ora 18. A doua grupă va fi marți și joi, la fel, de la 17 la 18. Părinții care sunt dorniți să învețe și ei, grupa de adulți va fi de la luni și miercuri, de la 6 și un sfert la 7 jumate, după copii. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. Sportmuscel.ro. Sportul în muscel, secundă cu secundă. Multiplă campioană europeană și mondială, maestru emerit al sportului, sensei Camelia Vulceanu a fost și ea prezentă luni după amiază la Lărești, la deschiderea oficială a cursurilor de karate. A venit să o susțină în acest demers pe colega sa, Raluca Enache. Au coordonat împreună primul antrenament, iar noi nu am ratat ocazia să o avem la microfonul Muscel TV. Numele meu este Camelia Vulceanu și astăzi mi-am dorit să o susțin pe colega mea, Raluca Enache, deoarece ea, începând de astăzi, predă în Lărești cursuri de karate tradițional. S-a hotărât să își îndrepte atenția și către cei mici și să pună accent pe ceea ce vrea karateul tradițional, de fapt, să dezvolte: autocontrol, autoapărare și disciplină. În primul rând, aș vrea să nu-l numesc sport, să-l numim artă marțială, să-l numim un mod de viață. Este unul dintre cele mai complexe, pentru că dezvoltă atât partea fizică, cât foarte mult și partea psihică a practicanților. Este indicat copiilor de la 4-5 anișori, pentru că punem accent pe disciplină și astfel putem să-i creștem cât se poate, într-un mod foarte organizat și educat. Spune că are foarte multă încredere în acest proiect, în reușita colegei sale, Raluca Enache. Pe Raluca Enache, da, trebuie să o cunoască. Este campioană europeană și mondială. Este unul dintre sportivii care încă activează ca și sportiv de performanță și este o mămică foarte, foarte pasionată de copii. O să se înțeleagă foarte bine cu ea. Eu am foarte multă încredere. La rândul său, Camelia Vulceanu este o antrenoare de succes și spune că cea mai mare satisfacție este atunci când aude imnul național intonat unui elev de-al său. Eu mi-am încheiat cariera competițională în anul 2016 și m-am axat doar pe copii
unde avem generații și ei sunt campioni europeni și mondiali. Deci vă pot spune sincer că nu există satisfacție mai mare decât să le cânte imnul copiilor pe care îi antrenez. Și asta îi doresc și la Luca din tot sufletul și repet, cu multă încredere că va putea reuși. Răsfoind palmaresul tinerei antrenoare, centura neagră Doidan, am descoperit 15 medalii de aur obținute la campionatele mondiale, 33 de medalii de aur la campionatele europene, 69 de medalii de aur la campionatele naționale și Cupa României, un loc întâi la Cupa Campionilor, o diplomă de onoare din partea Casei Regale în 2010 și multe, multe alte distinții.